de noi în seara aceasta sunt câțiva invitați și câteva persoane protagoniste ale acestei cărți, pe care am să rog pe Aleta să le introducă. Și vă mulțumim că ați venit. Am să rog pe Nicoleta să ne prezinte un pic cartea și mai ales invitații, în instanță. Mulțumesc foarte mult! Mă bucur să fiu aici. Mă bucur mult să văd că Arter are proiecte foarte, foarte frumoase și că peste ani s-a potrivit atât de bine ca tu să ai un spațiu între artă și medicină și eu să am o carte care cumva ne cheamă la o sănătate emoțională prin povești. Da, îi avem alături de noi pe cei care, o parte dintre cei care au acceptat să facă parte din proiect. Este vorba despre Bianca Brai, Liviana Tane, Cosmina Grigore, Alex Luchici. Alex este venit de la Iași, fetele sunt din București. Și mă bucur tare mult că suntem din nou împreună. Noi am mai fost împreună și la lansarea de la Iași, care a avut loc pe 5 octombrie. Și ne-am emoționat foarte tare, așa că am decis să venim și la București să ne bucurăm alături de dumneavoastră. Să spun acum câteva lucruri despre proiect și carte înainte să le dau lor cuvântul. Cartea 10 povești însumează 10 povești de viață foarte frumoase, cu multă încărcătură emoțională, cu un parcurs pe alocuri dureros, pe alocuri intens, dar în orice caz inspirațional. Toate persoanele pe care le-am ales și m-au ales pentru acest proiect sunt persoane care nu s-au oprit la experiența lor de viață, sunt persoane care au ales să ofere mai departe din trăirile lor și din parcursul lor celor care trec prin situații similare, fie povestind experiențele, fie mergând mai departe cu organizații sau fundații și tot felul de proiecte. Eu cred că este foarte important să învățăm să relaționăm autentic. Trăim într-un mediu online în care ne expunem parțial viața și parțial autentic ceea ce trăim și, sigur, atunci când vine vorba de bucurie, ne vine instinctiv, toată lumea știe când primim un dar, când suntem împreună cu o persoană dragă, ne bucurăm, nu e nevoie să ne învețe cineva ce să simțim și cum să facem. Dar când vine vorba de o situație dificilă în viața noastră, ei bine, atunci de multe ori ne putem simți puțin pierduți și să ne întrebăm ce am de făcut mai departe, la cine apelez, ce citesc, unde mă duc și mai ales de ce mai are sens mai departe. Pentru că în momente foarte grele s-ar putea să nu mai vedem nici asta. Și m-am bucurat foarte, foarte mult că acești oameni practic și-au deschis sufletul, s-au lăsat filmați, fotografiați, povestiți, au venit alături de noi. Nu este ușor. Poți să te expui la orice, dar a fost extraordinar rezultatul, atât acesta care a apărut și pe care îl veți răsfoi, probabil, după lansare, cât și ceea ce s-a creat între noi. În urma evenimentului de lansare de la Iași, am simțit așa că s-au unit și ei între ei, s-a format un grup, a fost ceva neașteptat și emoționant pentru mine, fiindcă eu i-am cunoscut pe fiecare în parte și știam așa frumos și le știam părți din viață, dar ei între ei nu s-au cunoscut și așteptarea mea cumva era că vor relaționa cu publicul mai mult. Nu așteptam ca ei între ei să rezoneze atât de mult și să se împrietenească, ceea ce m-a bucurat enorm și când am venit spre București și am văzut fotografii cu ei și cum se așteptau unii pe alții, bucuria mea a crescut. Am să mai rezerv detalii pentru întrebările de la final și am să mă opresc eu aici cu introducerea și am să rog invitații să preia cuvântul și să spună fiecare câte ceva despre experiența avută în cadrul acestui proiect, care de altfel este un proiect de voluntariat care militează pentru echilibru emoțional și un centru de suport în timp, dacă lucrurile se desfășoară conform dorințelor mele și ale noastre. Și pentru că la Iași am avut cerința ca ei să vorbească în ordinea poveștilor, am să mă uit aici și în ordinea poveștilor este Liviana Tane prima, pe care am să o invit alături de mine și am să rog să ne povestească. Bine, m-a ajutat bună Dumnezeu să mă cheme Tane și să fiu mereu ultima la catalog, așa că suntem așa de liniștită, că era perfect. Exact.